Doi adolescenți din Rădăuțe au fost amenințați cu un cuțit de un bărbat beat. Totul s-a întâmplat în plină stradă. Tinerii nu au fost răniți, dar au reușit totuși să sune la 112. După ce l-au reținut pe agresor, polițiștii au descoperit că bărbatul ar fi trebuit să fie în carantină pentru că venise dintr-o țară cu risc epidemiologic ridicat. În jurul orei 9 seara, cei doi adolescenți se duceau spre casă. Pe drum au fost opriți de un bărbat în vârstă de 33 de ani care i-a atacat cu un cuțit. Speriați tinerii au sunat la 112. Polițiștii au ajuns de urgență la fața locului și l-au găsit pe agresor în apropiere. În momentul în care a fost identificat, bărbatul, băut fiind, a început să fie violent cu jandarmii și să le arate semne obscene. Au opus rezistență degeaba, deoarece forțele de ordine l-au încătușat și l-au dus direct la sediul de poliție din Rădăuți. Polițiștii nu au găsit arma cu care agresorul i-a atacat pe cei doi adolescenți. Bărbatul a primit o amendă în valoare de 1000 de lei pentru că nu a vrut să se legitimeze și pentru că i-a amenințat pe cei doi adolescenți. Jandarmii l-au verificat pe agresor și au descoperit că acesta trebuia să se afle în carantină la domiciliu. Asta deoarece se întorsese recent din afară, dintr-o țară aflată în zona roșie. Acesta a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 1000 de lei pentru nerespectarea perioadei de carantinare la domiciliul declarat. După ce a fost amendat, bărbatul a fost eliberat din arest și dus la domiciliu, acolo unde trebuie să rămână în carantină până la data stabilită de lege.